Trecem într-adevăr, așa cum spuneți, printr-o perioadă extrem de dură. Vedem de câteva zile nu mai avem, practic, paturi la terapie intensivă. Avem sute de decese cauzate de coronavirus. Astăzi, eu cred că 450, dacă nu greșesc. Foarte multe, foarte multe, dar nu avem un guvern cu puteri de pline care să ia decizii. Și oamenii, pe bună dreptate, că se întreabă de ce haosul acesta și de ce nu punem capăt haosului generat de, nu știu, ieșirea USR Plus de la guvernare, că nici nu mai înțelegem de unde a pornit tot haosul. Și chiar că oamenii chiar nu mai au nevoie și chiar s-au săturat de această nebunie prostească generată, acum nu știu, că domnul președinte a cauționat, ca să zici așa, acea eliminare din guvern a domnului Stelian Ion, care i-am furiat și a determinat să rupe guvernarea pe cei de la USR. Că domnul Câțu a făcut, nici mai mă interesează și cred că pe nimeni nu mai interesează. A fost o stupizenie, o dovadă clară de imaturitate politică să mergi până într-acolo încât să arunci în aer o țară în asemenea situație doar pentru că ai tu orgoliul tău politic care nu te lasă să judeci rațional această situație. Ceea ce se întâmplă în spitale, într-adevăr, este un lucru greu de imaginat. Faptul că ai lăsat tu Ministerul Sănătății, spitalele fără medicamentele strict necesare tratării acestui virus nenorocit, e o dovadă nu numai de irresponsabilitate, ci o dovadă de cruntă lipsă de răspundere. Și încerc să măsor cuvintele, pentru că nu e de neacceptat așa ceva. Și culmea tupeului e ca tu, Cioloș, să vii din nou în fața țării să propui același ministru care este principalul responsabil pentru nepregătirea valului 4. Este inadmisibil ca acest ministru, pe toată durata mandatului domniei sale, să nu achiziționeze acele medicamente strict necesare tratării virusului. Deci, că știam că va veni valul 4, adică nu ne-a luat prin surprindere. Răspunderea e a multora. Înțeleg, anunțau în mai, aprilie că s-a terminat pandemia. Uite, iată, domnul președinte este are pe conștiință situația asta, fără doar și poate. Îi certăm pe român că nu se vaccineze. Sigur, sunt această categorie antivacciniștilor care e greu să-i determin. Bun, am înțeles. Dar pe de altă parte, doamna Angheluș, cum să mă determin pe mine să mă vaccinez când președintele țării mele îmi spune am terminat cu pandemia, am învins pandemia? Păi de ce să mă mai vaccinez atunci când îmi spune șeful statului că am învins pandemia? S-a dat liber toată vara, domnul Câțu făcea, deci ca să vedeți până unde a mers irresponsabilitatea lui, domnul Câțu făcea ședințe cu teleconferințe cu prefecții spunând că în septembrie că e îngrijorătoare creșterea cazurilor în valul 4, în timp ce la Cluj era acel festival Untold, pe unde s-au perindat sute de mii de oameni, unde nu a fost nicio regulă. Da? A urmat, nu știu ce, doamne, iartă-mă, concert la București, Saga sau ceva, fără niciun fel de restricții. Congresul PNL, sfidarea întregii țări, da? A fost acel congres al PNL, unde de asemenea nu s-au respectat regulile. Și atunci, și pelerinaje, să nu uităm că am văzut imagini cu pelerinajul de la Iași și acum primarul spune că ar trebui să intre în lockdown, că au crescut. Vedeți, nerespectând aceste reguli, domnule, se fac paranghelii, chermeze, botez, nunți azi în România, fără niciun fel de, că nu se poate așa ceva. Ne uităm până la urmă și nivelul din Europa, da? Totuși există acolo o rată de vaccinare, s-au respectat reguli, oamenii s-au vaccinat, reintră într-o viață normală. Noi am ajuns să fim acum cimitirul Europei. Suntem pur și simplu cimitirul Europei. Suntem prima țară din lume la numărul de morți la milion de locuitori. Suntem numărul 1 în lume. Ori așa ceva e de neacceptat. Eu sunt turbat de furie
că am ajuns în această situație. Vaccinarea a început bine în România. Păi bă, oameni buni care ați fost la decizii în țara asta, cum am ajuns noi dintr-o țară care ne vaccinam regulat? Țineți minte ce scandal au fost când erau acele situații în care unii se vaccinau peste rând, nu? În categoriile favorizate și așa mai departe. Adică oameni, deodată s-a rupt totul. S-a rupt de ce? În primul rând pentru că s-a rupt practic încrederea în autorități, în deciziile pe care le-au, în faptul că restricțiile erau pentru fraieri, pentru ei nu. Vă aduceți aminte celebrele chermeze ale lui Orban la el în birou, fără mască, băutură și așa mai departe. Da? E, și atunci oamenii au zis, stai domnule, că nu e așa serioasă treaba. Nu mă vaccinez, nu mai cu mască, nu mai... Ceea ce nu s-a întâmplat în Occident. În țările Europei Occidentale, lumea respecta reguli. Sigur, și acolo sunt antivacciniști, fără doar și poate. Dar uitați-vă la nivelul de vaccinare ale populației în țările vest-europene. Spania, Portugalia, Franța, Germania sunt 70-80%. Peste 80% nivel. Și atunci deja sunt într-o zonă în care viața economică decurge normal. Da? Eu acum nu vreau să fiu nici în zona să mă, în bătălia asta vacciniști, antivacciniști. Fără doar și poate există o zonă de nevacciniști care e foarte greu să fie convinși din și au motivele lor să fie. Dar a descuraja vaccinarea cred că e un lucru greșit. Trebuie să vaccineze cine dorește să vaccineze. Faptul că ai creat din vaccinați o categorie privilegiată nu este în regulă, doar pentru că ai achiziționat tu prea multe vaccinuri și nu mai cu să le faci. Asta e o greșeală. Inclusiv cei care au promovat vaccinarea, păi domnul Câțu cu o cotă de încredere sub 10%, iese pe toate televizoarele și ne spune că trebuie să bem cafea în interior și de aia să ne vaccinăm. Greșit fundamental.